ascultarea lui Dumnezeu, oameni care avem proiect, să ascultăm ce spune bisericii dur. Spunea omului Dumnezeu, cercetați Scripturile. Nu să cercetăm pe oameni. Nu avem dreptul acesta. Și spune omului Dumnezeu, pe voi însuși vă cercetați-vă. Pe voi însuși vă cercetați-vă și vedeți dacă mai sunteți în credință, afară numai dacă suntem lepădați. Și lepădarea aceasta, eu cred că am făcut-o atunci când am crezut pe Iisus Hristos și am mers la Paiotan. Și am crezut că Iisus este Fiul Dumnezeu. Că așa a spus, cine voiește să vină la mine, să se lapăde de sine, eu acesta să-i lepădăm de el și să ne luăm crucea. Amin. Știm că această cruce a Domnului Iisus Hristos a fost grea. Știm din linia Ghețismanilor spre pe dealul Domnului. Zbiciuit, păluit, vorbind cu acel zbici care avea pirulice. Nu era mai mult până acolo încă. Suntem bine, mă ieșim pe numele Domnului. Dar ne-a spus să ne luăm crucea zi de zi. Și crucea nu putem lua așa după cum astăzi se va întâmpla lucrul acesta. Prin această putere divină care este cea mai mare putere, Duhul Sfânt este o putere. Care